Sunt Anca Suciu, urmăriți studioul politic la Digi24. Igor Dodon așteaptă să afle dacă rămâne în arest sau va fi eliberat. Judecătorii de la Chișinău urmează să anunțe în scurt timp decizia în acest sens. Procurorii au cerut arestarea fostului președinte al Republicii Moldova pentru 30 de zile. Acesta a fost dus dimineață în fața judecătorilor pentru declarații. Igor Dodon a fost reținut marți pentru 72 de ore, este suspectat de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Oamenii legii au efectuat percheziții acasă la Igor Dodon, dar și la persoane apropiate acestuia. Fostul lider al Republicii Moldova respinge acuzațiile. Chiar astăzi a catalogat dosarul său drept unul fabricat politic. Primăria sectorului 4 cere bani de la guvern pentru a despăgubi familiile victimelor, dar și a supraviețuitorilor de la colectiv. A fost obligată de instanță să plătească daune în momentul în care a fost anunțată sentința. Sunt despăgubiri de 10 de milioane de euro, dar primarul social-democrat Daniel Băluță solicită ca sumele să fie plătite fie de Ministerul Finanțelor direct, fie de primăria sectorului 4 printr-o alocare bugetară din bugetul de stat, evident. Vă reamintesc, toți condamnații din dosarul colectiv au fost obligați să plătească daune, cu excepția fostului primar Cristian Popescu Pietone. Luptă pentru a conduce Partidul Național Liberal alături de Nicolae Ciucă. Această luptă se va da zilele acestea. Funcția de secretar general este asigurată însă deja lui Lucian Bode, însă competiția pentru această funcție, mai exact pentru funcția de prim-vicepreședinte, este totuși mai tensionată. Dan Motreanu și Virgil Popescu își măsoară puterea în partid. Dacă este o luptă de emoții și cu emoții, ne spune Anca Orhean. E posibil să fie o luptă cu emoții pentru această funcție de prim-vicepreședinte, pentru că, da, două nume grele din Partidul Național Liberal vor să obțină această funcție pe care Lucian Bode a avut-o până acum, dar el va deveni mâna dreaptă a lui Nicolae Ciucă în rândul liberalilor, pentru că va fi secretar general. Va fi anunțat de Nicolae Ciucă, aici nu este nicio emoție. Din primul moment în care s-a aflat că Nicolae Ciucă va fi președintele partidului, de atunci s-a și vehiculat numele lui Lucian Bode pentru a deține funcția de secretar general în partid, deci aici chiar nicio emoție. Dar pentru prim vicepreședinte, una dintre funcții, pentru că știm bine, sunt patru, dar ceilalți trei își vor păstra funcția și mă refer la Rareș Bogdan, de asemenea Gheorghe Flutur și Iulian Dumitrescu. Rămân prim vicepreședinți. Lângă ei, posibil să-l vedem fie pe Dan Motreanu, fie pe Virgil Popescu, actualul ministru al energiei. Încă nu se știe clar cine va câștiga această luptă, pentru că au susținere ambele persoane și o să vedem până la urmă mâine, la votul de mâine. Mai este o funcție lăsată liberă de actualul președinte al partidului, cea de vicepreședinte pe apărare. Aici sunt patru candidați, Virgil Chițac, Virgil Guran, Benoni Ardelean de asemenea candidează pentru această funcție de vicepreședinte pe apărare și Sorin Moldovan. O să vedem aici cine va fi câștigătorul. Clar, aici la munte, unde au decis cei din Partidul Național Liberal să își împartă funcțiile, sunt prezenți foarte mulți delegați. Astăzi o să vedem niște discursuri ale primarilor care sunt prezenți aici, de asemenea un discurs al premierului și miniștrii care își vor prezenta o parte din bilanțul acesta pe 6 luni. E drept, evaluarea întârzie, dar bilanțul trebuie să fie prezentat și mâine va fi această luptă despre care vorbim și o să vedem cum vor merge voturile. Mulțumesc, Anca, pentru toate aceste detalii. Vă prezint invitații cu care vom dezbate subiectele acestei zile. Oana Țoiu, deputatul SR alături de noi. Mulțumesc pentru prezență. Tudor Polac, din partea Partidului Național Liberal. Domnul deputat, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc. Și alături de noi, din partea Partidului Social-Democrat, Robert Cazanciuc, senator al PSD. Mulțumesc pentru prezență. Aș începe cu aceste evenimente care au loc astăzi. E vorba de ceea ce vedem noi, un raport al miniștrilor PSD și PNL. Mă uit înspre dumneavoastră, domnule Polac, mai întâi. Inițial știam doar de evenimentul celor de la PSD. S-au și scris astăzi câteva titluri că Partidul Național Liberal a luat fața Partidului Național Liberal cu acest eveniment. Dacă a fost pregătit din timp și care este logica acestui raport la 6 luni de guvern, de guvernare, însă fără o analiză, înțelegem, de activitatea miniștrilor și fără demisii. Asta am înțeles din partea lui Nicolae Ciucă. În momentul de față și după declarațiile din ultimele zile ale premierului, care până la urmă, conform Constituției, este singurul om care este în măsură să evalueze activitatea fiecărui ministru în parte,
vom avea o evaluare a tuturor miniștrilor undeva la sfârșitul lunii iunie. Deoarece obiectivul principal al acestui guvern, condus de Nicolae Ciucă, este implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență, prin intermediul căruia să reușim să atragem acei bani de la Uniunea Europeană. La sfârșitul lunii mai se face prima cerere de finanțare în valoare de 3 miliarde de euro. Mai avem o parte de jaloane de implementat până la sfârșitul lunii iunie. Tocmai de aceea evaluarea se va face undeva la sfârșitul lunii iunie, lucru care eu cred că este deja agreat la nivelul întregii coaliții. Faptul că fiecare partid în parte sau Partidul Social Democrat va prezenta astăzi ceea ce a reușit fiecare minister să facă din momentul în care au intrat la guvernare până astăzi, lucru pe care probabil că vom face și noi, Partidul Național Liberal, în perioada următoare, nu cred că este un lucru rău. În schimb, când ne referim strict la ceea ce a făcut fiecare ministru în funcție, și mă refer aici la criteriile de performanță, singurul care este în măsură să le evalueze este primul ministru al României, Nicolae Ciucă. Domnule Cazanciuc, de acord cu această teză, pentru că a mai fost vehiculată și în guvernele trecute, premierul este cel care decide dacă un ministru rămâne și pleacă până la urmă. Sunteți de acord? Tot sau se face valoare mai întâi? Nu trebuie să fiu de acord sau nu, așa scrie în legea fundamentală. La urmă, primul ministru este șeful guvernului și poate să apreciază cel mai bine performanța directă. E adevărat că un ministru cu încărcătură politică, susținut un partid politic, poate fi evaluat și de partidul care l-a trimis în guvern. Suntem într-o coaliție, fiecare partid, cred, își va evalua și evaluează permanent performanța miniștrilor trimiși să-i reprezinte în guvern pe diverse domenii. Faptul că noi facem astăzi un bilanț al primilor 6 luni de guvernare, până la urmă e un pas firesc, s-au întâmplat de fiecare dată. La 6 luni, la un an de zile, guvernul, miniștrii fac asemenea prezentări publice. E normal să le spunem oamenilor ce am făcut noi în 6 luni de zile și ce vrem să facem în continuare. De aceea, membrii guvernului vor fi prezenți astăzi într-o ședință destul de largă de partid, pentru a explica și membrilor de partid ce au făcut, pentru a fi luați la întrebări de membrii de partid și mai ales ce vor să facă de aici încolo. Să nu uităm că noi am... Și dacă e decizia partidului să mergeți mai departe cu impozitarea progresivă, pentru că declarațiile lui Marcel Ciolacu au bătut puțin în retragere în ultima perioadă. Nu știu să fie pe agenda această chestiune punctuală a... Adică lămuriți în această ședință câteva chestiuni care s-au discutat în public... Ședința dacă este, aveți mandat din partea întregului partid, de exemplu, sau generată, e mai degrabă un eveniment... Ședința este generată de bilanțul celor care sunt efectiv în guvern astăzi și de proiectele pentru perioada imediat următoare. Cum reușim noi să gestionăm mai departe România într-un moment foarte complicat cu un război la frontieră? Nu o întrebare pentru dumneavoastră, a fost ministru al justiției. Sunteți mulțumit de actualul ministru al justiției Cătălin Predoi și de activitatea sa? Bun, eu am un dialog permanent cu domnul Predoi, eu vă las pe domnia sa să facă bilanțul guvernării și o să putem discuta pe urmă în ce măsură anumite obiective din programul comun de guvernare au fost îndeplinite până în momentul de față, care sunt pașii de făcut în perioada următoare. O să vină în foarte scurt timp cu un pachet de modificări privind legile justiției cerute de MCV, cerute de Uniunea Europeană pentru a scăpa de această povară care se numește MCV pentru a putea intra în Schengen, așa cum România are dreptul de știți mai mult de 10 ani de zile. Am fost întrebat de colega mea, Andreea Bratu, dacă ar da o notă acestei coaliții de guvernare și a spus că ar fi 7 și că Partidul Național Liberal nu e un partid balama. Ei, preiau întrebarea, ce notă îi dați lui Cătălin Predoiu, ministru al justiției, pentru activitatea de până acum? Repet, n-am să se facă o evaluare punctuală legată de programul de guvernare pe justiție a domnului Predoiu, dar cred că a avut o prezență destul de activă în acest domeniu. A încercat să rezolve faptul că nu sunt în momentul de față cozi la parchet, nu înseamnă că nu funcționează Ministerul Justiției. Nu cred că acesta este rolul Ministerului Justiției, dacă vă gândiți, să spunem, la un spectacol public legat de justiție. Faptul că nu avem un spectacol public legat de justiție, cred că este mai degrabă un semn bun decât unul rău. I-ați dat un 7, i-ați dat un 8, i-ați dat un 5? Nu aș vrea să, repet, să dau note, dar sigur vom putea discuta la un moment dat, chiar și public, despre ceea ce ne-am angajat noi să facem un program de guvernare pe acest capitol și unde suntem acum. Faptul că pe ansamblu, ca performanță economică, România are astăzi cea mai mare creștere din Uniunea Europeană,
Eu cred că guvernul acesta, pe ansamblu, merită o dată destul de bună din partea românilor, cu toate dificultățile pe care România, ca țară, imediat la dumneavoastră. Vreau să continui însă această întrebare. Tudor Polac, înțeleg că dumneavoastră sunteți specialist în zona aceasta economică și atunci vă întreb de ministrul de finanțe, pentru că Florin Câțu, de exemplu, l-a criticat foarte mult în această perioadă. Noi l-am așteptat cu lămuriri, de pildă, în ce privește această trecere de la cota unică la cota progresivă, la impozit progresiv, de fapt, și a fost destul de sărac în detalii. Dar așteptăm săptămâna viitoare, poate face o conferință de presă și poate aflăm, sau aflăm din coaliție, care sunt datele pe care le are în analiza sa ministrul de finanțe. Nota dumneavoastră pentru ministrul de finanțe, dacă tot suntem la momentul bilanțului, care ar fi? Să știți că partea mea de expertiză, cum sunt și coleg cu doamna Țoiu în Comisia de Muncă din Parlament, este mai mult pe zona de muncă. În schimb, toată coaliția de guvernare, și este un lucru știut și pe care premierul l-a și anunțat, așteaptă un plan de măsuri pentru combaterea inflației de la Ministerul de Finanțe. Din ce cunosc eu, până la sfârșitul acestei luni, ar trebui să vină acest plan de măsuri care să combată acest fenomen inflaționist. După ce vom vedea acest plan de măsuri, după ce vom vedea în concret care sunt etapele pe care ministrul de finanțe le-a parcurs, vom vedea exact și vom putea evalua. În momentul de față, cred că este prematur, mai ales pe fondul faptului că cel care și-a asumat că va face această evaluare, a zis că o va face undeva la sfârșitul lunii iunie, tocmai pe baza a ceea ce v-am enumerat mai devreme, a jaloanelor din PNRR, de aceea cred că este, mai avem foarte puțin până în acel moment, ar trebui să vedem cât și-a făcut treaba fiecare ministru în parte și în funcție de asta eu sunt sigur că premierul va acționa și va lua cea mai bună măsură pentru guvernul României. Dar pe inflație, scuze, oarele cumva a fost cerută de la Banca Națională acest plan de măsuri pe inflație? Știu că era un dialog foarte aprins despre un eventual plan legat de inflație în condiții în care, dacă vă uitați pe frontiera de est a Europei, la granița cu Ucraina, toate țările sunt destul de sus și Banca Națională are un rol destul de important aici în a ține sub control acest fenomen. Acum vorbeam de schimbarea logicii fiscale, care a venit dinspre PSD, nu a venit dinspre Banca Națională. Președintele Banii a spus un lucru foarte clar. Vorbim de cotă unică, fără să există cotă unică astăzi. E că sunt categorii sociale, spre exemplu, care plătesc 10%. De-a lungul timpului a fost introdusă. Haideți, că nu ați fost co-inițiator la legile de excepții. Nu despre asta. N-a plouat cu excepții. Faptul că la un moment dat, spre exemplu, baitiștii n-au avut impozit pe salariu, asta nu e un lucru rău. Faptul că România are astăzi prezențe companii... Nu vorbeam dacă e rău sau e bine, nu. Vorbeam de faptul că ați spus de nu avem o cotă unică. Asta am spus. Cine a introdus atunci aceste excepții? Am spus că nu avem o cotă unică, e o realitate. Calitativ. E o realitate această cotă diferențiată. Permiteți-mi, vă rog frumos, să întreb și pe Oana Țoiu, însă, pentru că sunt sigură că ea va da o notă acestei guverne. Da, cu siguranță nu e notă de trecere, dar o să pun și câteva elemente tehnice ca să nu pară doar o declarație de opoziție. PSD-ul acum aclamează excepțiile la contribuții când numai de vreme de acum o lună de zile, dacă nu mă înșel, au pus plafon de 30.000 de ron salarii în agricultură pentru care nu trebuie să plătești un leu la sănătate. 30.000. O să vă rog să citiți din nou legea și să vedeți că așa este la 30.000 de ron. Nu ați spus salariul. 30.000 de ron este plafonul pe care l-ați spus și pe care l-ați votat în Parlament. Sigur că pe susținerea salariilor mici în agricultură și micșorarea taxării pentru ele, nu doar că am fost și noi susținători, dar este ceva ce am pus și în programul anterior de guvernare. Dar 30.000 de ron pe lună ca plafon la care să nu plătești contribuțiile pe care ceilalți le plătesc, este totuși un plafon indecent și este propus de PSD. Deci asta ca să clarificăm, care știm că au mulți membri cu afaceri în agricultură, nu-i rău, agricultura e un domeniu absolut esențial, dar ar trebui sprijiniți mai mult agricultorii și mai puțin scutiți de taxe la nivelul a 5.000 de euro. 5.000 de euro pe lună nu e o problemă de murit de foame în România. Faptul că oamenii mor de foame astăzi înseamnă că agricultura noastră este o prioritate și noi trebuie să stimulăm păstrarea forței de muncă în România. Sunt de acord, dar cu 3 minute susțineați că plafonul e la 3.000 de ron. Acum că ați înțeles că e la 30.000, pentru salarii vorbesc și eu, la 30.000 de ron. Vă reamintesc ce ați propus și ce ați votat în Parlamentul României. Nu vorbim de salariul minim, vorbim de plafonul la care nu se plătesc contribuții și ați spus 30.000 de ron. Asta o dată. Imediat, că întrebarea era legată de nota pentru coaliție. În ceea ce îl privește pe ministrul muncii dumnealui. S-a uitat la mine și a promis în audierea din Parlament și în programul de guvernare, de altfel, nu-i așa, că în 120 de zile de la investirea guvernului o să vină cu planul P.
salarizarea unitară, despre care a uitat. Au trecut 6 luni, dar nu e o problemă. Și cu planul pentru legea pensiilor. Știu că discuția în spațiu public este că Comisia Europeană e de vină, USR-ul e de vină. Realitatea este că în momentul de față, acest guvern a încasat cu 13 miliarde în plus pe primele 4 luni ale acestui an, comparativ cu anul trecut, bani pe care i-a risipit dacă și-ar fi respectat propria lege cu punctul de pensii și acum ar fi la 9,04% din PIB. Deci faptul că urlă lupul e rău este doar o păcăleală, ca să nu spună românilor adevărul că le-au cerut voturile pentru niște legi nerealiste, așa cum este și legea pensiilor, și acum, deși au Ministerul Finanțelor, deși au Ministerul Muncii, deși sunt partenerul principal la guvernare, aleg să nu implementeze promisiunile pe care le-au făcut în propria campanie. Nu mai crede nimeni că vinovatul e altcineva decât ei înșiși. Domnule Polac. Foarte scurt. Vis-a-vis de aceste excepții care au fost făcute pe salariu minim, trebuie să vă spun că aceste excepții au fost făcute pe o perioadă limitată de timp, domnul Cazanciuc. Ele sunt una până în 2017 în sectorul construcțiilor și una până în 2018. Acest lucru l-am votat și eu și dumneavoastră în Parlament. Până la urma urmei, avem 2 excepții pentru 2 sectoare care au fost într-un moment sau în altul afectate. Ba de o criză, ba de alta, în care ne dorim să păstrăm forța de muncă, tocmai pe fondul faptului că ne și lovim acum de o criză alimentară, să spun așa, la nivel mondial. Mai departe de atât, când discutăm despre o impozitare progresivă, trebuie să fim extrem, extrem de atenți, pentru că cel mai greu de găsit în România la ora aceasta, și vă spun că chiar am fost secretar de stat la Ministerul Muncii, este forța de muncă calificată. Forța de muncă calificată în România, să știți că se și aduce acum, avem anul acesta un contingent de 100.000 de oameni, este plătită cu un venit peste cel mediu la nivel de țară. Dacă noi supraimpozităm în România forța de muncă calificată, s-ar putea să trebuiască să facem un contingent de extra comunitar de sute de mii de oameni. S-ar putea să nu mai găsim deloc forță calificată în România. Eu nu v-am întrerupt deloc. Tocmai unde avem cel mai mare deficit de forță de muncă. Nu am o problemă, dar nu v-am întrerupt. E frumos în coaliție. S-au sincronizat pentru români. O minune. Spuneam, ați terminat ideea ca să pot să... Păi, era destul de clar, da. Președintele partidului a spus foarte clar că în această perioadă foarte dificilă trebuie să-i ajutăm pe cei care au salarii foarte mici. De asta vă întrebam de unde a scos supraimpozitarea forței de muncă calificată. A spus că îi ajutăm pe cei cu salarii mici. N-a spus nimeni că va supraimpozita munca calificată. Păi, impozitul progresiv ce înseamnă? Înseamnă că pleacă de la o anumită cotă și crește. Pentru cei cu salarii mici, cota este mai mică, nu? Și pentru restul crește. Dumneavoastră spuneți că vă doriți, ceea ce ar fi extraordinar, pentru că chiar eu am inițiat amendamentul cu reducerea, contribuției de asigurări sociale. Eu aș fi extra... Adică tot Partidul Național Liberal, vă pot spune acest lucru cu siguranță, ar susține o scădere a impozitării pe muncă în România. Acest lucru nu este niciun fel de problemă. În schimb, nu am înțeles și nu a înțeles nimeni că asta își dorește Partidul Social Democrat în momentul de față. Dacă asta ne spuneți acum, din punctul meu de vedere, cred că este ok și putem să ne înțelegem cât de repede cu astfel de măsură. Eu cred că cineva nu este atent la ce a spus declarațiile președintele partidului, care este foarte clar, o realitate, că nu avem cotă unică în România și doi la mână că suntem datori să-i ajutăm pe cei care trec prin această perioadă în momente foarte grele. Și trebuie să ne gândim cum găsim niște formule, să ajutăm pe cei oameni. N-a spus nimeni că o să luăm de la bogați și o să dăm la săraci. Dacă asta vă este teamă, că o să luăm de la bogați și o să dăm la săraci. Foarte scurt intervin, pentru că sunt de acord că în această perioadă trebuie ajutați cei vulnerabili, mai ales că au luat o rasta complet facturile la energie, chiar dacă ministrul e de 3 ani în mandat. Dar lăsând această declarație politică la o parte, din acest motiv nu am înțeles absolut deloc de ce este folosită de fapt și de drept tragedia românilor care nu își permit practic toate facturile și toate costurile lunare cu declarații de tipul seamănă toate ratele, ca apoi să vină ministrul finanțelor și să spună seamănă ratele doar pentru familiile care pot dovedi că au crescut cu 25% costurile lunare. Apoi dacă omul s-a dus la piață și a cumpărat pătrunjel și cartofi n-a luat bonus să poată să dovedească cu cât i-au crescut costurile lunare, de fapt ce drept măsura anunțată de PSD doar pentru televizor sau like-uri pe Facebook, pentru că în realitate foarte puține familii din România țin bon cu bon cheltuiala la leu să poată dovedi cât de mult le-au crescut costurile. Dar guvernul știe asta foarte bine. E o idee bună, domnul Țoi. N-am auzit pe nimeni din guvern să spună așa ceva, dacă am văzut declarația ministrului finanțelor. Dacă mi se pare că această idee de a lua bonul de la piață este o idee bună, eu o să-i spun domnului Căciu. Despre ce vorbim? Este de declarația domnului Căciu. Ce știți dumneavoastră? Ce înseamnă să dovedești că ți-au crescut
crescut cheltuielile cu 25%. Ce va fi diferit? Eu nu știu ce are în vedere Ministerul de Finanțe. Păi nu era PSD-ul care și-a luat proprii-miniștri? Stimată doamnă, întrebați-o pe domnul Cuciolu să-l întreb și eu ce s-a gândit cei de la Finanțe. Nu știu ce elemente vor avea în concret în vedere pentru acest lucru. Înțeleg, dar președinte, sunt două variante. Ori justificăm faptul că ne-a crescut cu 25%, ne-au crescut cheltuielile, ori mergem la bancă pe propria răspundere, indiferent dacă avem cunoștințe economice sau nu, dacă avem în vreun fel educație financiară sau nu, declarăm pe propria răspundere că noi ne putem amâna ratele anumite, 9 luni și ne putem trezi în anumite cheltuieli le poți dovedi foarte ușor. Dar nu cred că nimeni e absurd. Dar n-ar fi fost mai normal, mai de bun simț să vină ministrul cu toate explicațiile? Acum, nu știu pentru cei de acasă, nu vă gândiți la noi, că poate noi venim cu diverse scenarii. A lăsat pe piață un concept, o idee, o formă de sprijin. Cum se va implementa în mod concret? O să vedem când o să avem un act normativ adoptat în guvern. Eu, în declarația ministrului finanțelor, nu am văzut condiționalitatea de creștere a cheltuielilor pentru consumatorii casnici, să spun așa. Adică pentru populații. Familii și companii. Am spus acesta va fi un criteriu în lege, 25% creșterea cheltuielilor și s-a referit și la familii și la companii. Pentru companii. Acum, ce pot să vă spun este că chiar am mai discutat zilele acestea și după ce a avut această declarație zilele trecute a fost foarte dezbătută. Va trebui să vedem, pentru că această măsură se va implementa începând cu data de 1 iulie, să vedem o primă formă a acestui act normativ, cum va arăta și în momentul acela, când intră în dezbatere publică, putem discuta. Pentru că în trecut, pe acest tip de măsură au fost discuții foarte largi vis-a-vis de dobânzi și așa mai departe. Știm cu toții că măsura este una pentru care poți opta dacă îți dorești să faci acest lucru, dacă nu te încadrezi, vedem exact care vor fi, dacă vor fi condiționalități și în momentul acela cred că va fi cel mai simplu. România se retrage din băncile rusești. Vreau să ne uităm și înspre această declarație a Ministrului de Finanțe, Banca Internațională de Investiții și Banca Internațională de Cooperare Economică. Iar guvernul a aprobat un proiect de lege care va merge spre adoptare în Parlament. Decizia a fost accelerată de războiul din Ucraina, aceste informații se cunosc deja, dar de acest proiect se vorbește abia de peste un an, se vorbește deja de un an de zile. Sunt afectate mai multe fonduri de pensii private, însă din pilonul 2 din România. Avea o expunere de circa 273.000 de euro potrivit estimărilor specialiștilor consultați de Europa Liberă România. Ministrul Finanțelor a anunțat că în acest moment fondurile de pensii care au bani investiți în aceste bănci își negociază retragerea fără a da alte detalii. Deci vă reamintesc că deficitul despre care vorbim în acest moment, 273 de milioane de euro potrivit estimărilor specialiștilor. Urmărim declarația Ministrului de Finanțe și revenim la discuția noastră. Care va fi impactul retragerii României din acționariatul BI, Băncii Internaționale de Investiții, dacă românii care au bani acumulați în pilonul 2 vor avea aceste sume afectate? Românii n-au de ce să se teamă. Fondurile de pensii cunosc această decizie de 3 luni de zile și eu cred că prin negocierile pe care le vom purta vor duce la neutralizarea impactului. Negocierile în acest sens se vor purta ca impactul să fie neutru, în sensul de a nu pierde nimeni nimic. Ne puteți explica concret în ce constau aceste negocieri? Nu. Cât de afectat este pilonul 2 de pensii? Asta rămâne întrebarea după declarația ministrului. Domnule Cazaciu. Cred că trebuie să o spună ministrul sau cei de la finanțe sau cei care administrează cât este de... Sunt câteva semne de întrebare în acest moment. Da, dar trebuie să le puneți întrebările celor care administrează și pot să spun dacă sunt sau nu sunt afectați. Bună ziua. Aici, într-adevăr, administratorii de fonduri trebuie să fie cei care dau declarațiile finale pe estimări, dar e important să ne uităm un pic la fragilitatea pe care o are sistemul de pensii din România, atât din fondul de asigurări cât și din pilonul 2. Dacă ne uităm, de exemplu, la anul 2030, estimările sunt că o să avem 6 milioane de pensionari și dacă punem și pensionarii speciali și pensiile de urmași, 7 milioane de români pensionari cel mai probabil, mai ales că pe segmentul ăsta de vârstă nu se pleacă în altă țară. Și presiunea pe populația de muncă activă o să fie absolut uriașă, ceea ce înseamnă că e critic pentru siguranța României, de fapt, și drept și dinamica socială, ca pilonul 2 să fie unul sustenabil și să crească treptat contribuțiile și la pilonul 3 opțional. Tudor Polac, în acest moment e afectat pilonul 2 de pensii? Sunt semne de întrebare, sunt îngrijorări?
Eu nu cred că există niciun fel de problemă. Cum a anunțat și ministrul finanțelor, nu ar avea de ce să fie o problemă. Fondurile de pensii și-au negociat participările la aceste investiții în momentul în care statul român era parte în cadrul acestor bănci cu capital rusesc. Faptul că guvernul a hotărât să se retragă, cu siguranță va crea niște mici probleme, dar eu nu cred că aceste fonduri din pilonul de pensii vor fi afectate în niciun fel de mod. Având în vedere că se discuta de acest lucru de un an de zile, de mai bine de un an de zile, nu trebuiau să se întâmple lucrurile deja? Nu știu acum dacă până în momentul în care o decizie a fost luată la nivelul coaliției de guvernare, fondurile de investiții puteau să-și retragă sumele de bani înainte ca această decizie să fie una oficială. Probabil, în schimb, că ele știau, ați văzut și din declarația ministrului de finanțe, de acest lucru de 3 luni de zile și au început un proces de negociere în ideea de a-și recupera fondurile investite. Continuăm studioul politic după o scurtă pauză. Revenim, vă aștept aici. Rămâneți pe Digi24. Am revenit la studio politic. Vă propun o temă care a fost ridicată în Partidul Național Liberal, care au aniversat 147 de ani de la înființare. Alina Gorghiu, senator PNL și vicepreședinte în Senat, a vorbit despre faptul că e nevoie de o revizuire a Constituției. Știți tema, am mai vorbit despre ea. În urmă cu două săptămâni, Marcel Ciolacu anunța un deadline, inclusiv pentru invitatul de astăzi, Robert Cazanciuc, alături de noi fost ministru al Justiției, care să vină cu propuneri pentru modificarea Constituției. Revenind la Alina Gorghiu, ea spunea că această revizuire a Constituției va fi cu o puternică amprentă liberală. Și atunci mă uit înspre dumneavoastră, domnule Polac, care sunt discuțiile în interiorul Partidului Național Liberal cu privire la modificarea Constituției. Se accelerează și în partidul dumneavoastră propunerile, un calendar pentru modificarea Constituției sau a fost doar un discurs festiv? În acest moment nu avem un calendar stabilit pentru astfel de măsură. În schimb, eu cred că cu toții și toți cei care suntem invitați astăzi în acest studio suntem de acord că s-ar impune la un moment dat o revizitare a Constituției și să vedem dacă o putem îmbunătăți pe loc. În momentul de față nu avem o temă... Pentru dumneavoastră ce ar însemna o Constituție revizuită cu amprentă liberală puternică? Nu știu să vă spun în momentul de față la ce se gândea doamna Gorghiu. Pentru dumneavoastră, de ce v-am și întrebat. Uităm... Că e o promisiune pe care o facem membrilor de partid. Sunteți membru de partid, deci ce ar fi important pentru dumneavoastră? Nu știu la ce s-a gândit doamna Gorghiu în momentul în care a dat această declarație. În schimb, ce pot să vă spun este că, având în vedere că beneficiem în momentul de față, guvernul beneficiază de încrederea unei majorități, asumate o majoritate care ar putea să schimbe Constituția dacă și-ar propune acest lucru prin vot în Parlament, în baza unei discuții, și eu cred că sunt lucruri la care ne putem uita în momentul în care să pornim această discuție. Lucruri punctuale pe care le-am sesizat de-a lungul anilor. Care va fi rezultatul dezbaterii? Pentru că a vorbit președintele României despre posibilitatea ca președintele să fie ales de Parlament. Cum vedeți? Care vor fi ce va rezulta din dezbaterea internă din Partidul Național Liberal bun, ce va rezulta din dezbaterea internă din cadrul coaliției, vom vedea în perioada următoare. Dar și eu și v-am zis, cred că toată lumea ar fi de acord că poate ar fi un moment foarte oportun în care să ne uităm din nou și să vedem dacă există locuri unde putem revizui Constituția. Robert Cazanciuc, care ar fi propunerile de modificare și dacă deadline-ul pe care l-a anunțat public Marcel Ciolacu încă se susține sau mergeți mai departe? Nu știu ce deadline a anunțat Marcel Ciolacu. Nu a anunțat un deadline. Vin cu propuneri. Dar a fost un deadline de revizuire a Constituției. Ce a fost vorba de propuneri de discutat în cadrul partidului. Am discutat aceste, să spunem, principii abordării. Nu cred că se pune până la unei revizii a Constituției în perioada imediat următoare. În acordul politic de guvernare există o referire la o eventuală revizuire a Constituției dacă acest lucru va fi cerut de societatea românească și de realitățile românești. Și cum spre, discutăm, spre exemplu, discutăm, de exemplu, de regionalizare. E nevoie sau nu e nevoie de o revizire a Constituției pentru a face mai eficientă administrația românească? Regionalizarea ar putea să contribuie la eficientizarea administrației românești? E o întrebare care s-a pus de mai mult timp și care trebuie pusă în continuare. Indiferent ce ne dorim noi din perspectivă politică, o eventuală revizuire trebuie să ajungă în fața poporului. Oamenii trebuie să înțeleagă de ce trebuie să facem un asemenea proces național pentru a revizui Constituția. Au fost două încercări de revizuire după 2003, când ea a fost revizuită pentru a permite accederea în Uniunea Europeană și în NATO. Atunci oamenii au fost de acord masiv cu acest proces. Și au fost două încercări, 2011-2014, de revizuire, cu o amprentă foarte puternică politică. Cei care aveau majoritatea politică la vremea respectivă au încercat să impună pe agenda
politică mai întâi și ulterior într-un referendum câteva obiective, să spunem, de partid pentru a modifica Constituția. Eu cred că este complet greșit. Dacă oamenii nu vor simți că o eventuală revizuire a Constituției le poate face viața mai bună, dacă nu vor simți că o revizuire este necesară pentru a avea un viitor clar în această țară, nu cred că vor veni la referendum. Mi se pare că atunci discuția înspre campanie electorală dinspre aproape de 2024. Pe asta v-am spus, să nu, dacă vrei abordare politică, nu faci acest lucru. Dacă e o necesitate reală, cum a fost în 2003, admiterea în UE sau în NATO, atunci oamenii vor veni. Ceea ce putem să facem noi este să facem o dezbatere cât mai largă la nivel național pe diversele domenii din Constituție, din care să extragem, dacă este cazul, teme de revizuire a Constituției, care se pun în dezbatere. Aceste pentru teme de revizuire a Constituției și USR se duc ulterior. Asta, fără penal în funcții publice, de exemplu, ar fi o variantă, pe care PSD să-l susțină. E o temă de revizuire care va fi pusă în dezbatere. PSD-ul a invitat pe domnul Barna, celebru șef al USR, să voteze fără penal în funcții publice și a refuzat să facă acest lucru. Dacă nici USR-ul n-a susținut fără penal în funcții publice, e foarte bine. Cât se poate de îndepărtată de realitate. Doamna Țoi, eu am fost acolo, nu erați acolo dumneavoastră. Da, eu conduceam ținta Senatului la respectivă, unde domnul Barna n-a venit. Despre asta este vorba. Haideți să clarificăm niște lucruri. Da? Unul dintre ele este că fără penal este cu siguranță extrem de important ca prioritate pentru noi ca partid, dar nu mai e nevoie de o dezbatere largă în societate. Sunt 1 milion de semnături pe care românii le-au dat, care au fost blocate în Parlament înainte de alegeri. Noi am vrut ca acest referendum să fie în paralel cu alegerile din 2020, nu putea să fie înainte de, împreună cu alegerile din 2020, pentru că asta ar fi salvat și foarte mulți bani publici, a fost blocat de majoritatea de la vremea respectivă. Și apoi, da, este adevărat și spun asta cu toată deschiderea, că în momentul în care noi aveam spitalele pline de bolnavi COVID și ceream românilor să respecte restricții, nu era un moment în care să-i chemăm la urne pentru un referendum. Ci, în momentul ăsta, suntem în acel moment, văd că PSD-ul dă înapoi de la declarațiile pe care le-au făcut atunci de a susține fără penali spre o dezbatere mai largă pe ceva ce deja este 1 milion pentru asta. Unde USR-ul nu era, ce vorbiți aici? Bun, haideți să clarificăm și pentru telespectatori, pentru că nu toată lumea citește legile și Constituția în fiecare zi, că nu-i treaba lor asta. Dar noi aici în studio știm asta. Că odată ce s-ar fi votat în Parlament, ar fi fost un termen legal în care trebuia făcut referendum, care se suprapunea pe pandemie și se suprapunea pe momentul în care în același timp le ceream românilor să respecte restricțiile de la vremea respectivă, restricții dure care au adus la câteva consecințe economice pentru multe familii, dar în același timp să-i chemăm la urne pentru referendumul de fără penali. Asta nu ar fi avut niciun sens și era un truc ca să vă asigurați că moare subiectul și că penalii rămân în funcții publice nederanjați. Dar ca să plec, să mă întorc la întrebarea pe care am pus-o inițial, dacă ne intrăm într-un calendar accelerat de revizuirea Constituției, nu este răspunsul din ce aud și de la dumneavoastră. Și ca să intrăm într-un calendar. Ajungeți la această temă pentru că deci, USR-ul poate, USR-ul poate accelera. PNL, PSD a vorbit despre acest lucru de când a format această coaliție, că s-ar face, dar nu se întâmplă. Da, mă bucur că doamna Țoi este foarte preocupată de sănătate. Colegii domnului Isare, care au condus Ministerul Sănătății, n-au fost deloc preocupați de sănătate, de aceea au murit oamenii în spitale și au, din păcate, și arși uneori. Este o altă discuție. Știți că au fost mai multe incendii în acea perioadă? Asta este o declarație cinică în contextul colectiv mult mai mult decât orice altceva. Țoiu, cinic a fost răsat oamenii să moară în spitale, conducând Ministerul Sănătății cu interese care erau către particular și nu către general. Ați încercat să alocați din Planul Național de Resurse și îți dă foarte mulți bani pe consultanță. Să preocupați doar de cine încasează banii pentru a consilia pe unii sau pe alții. Nu pentru a face respectivă și altceva. Că în PNRR am pus bani pentru Spitalul Municipal din București, de exemplu, pentru medicii de familie, legea nosocomiale pe care o știți tot noastră. În teorie ați făcut foarte multe lucruri. În practică, noi plătim, ați condus Ministerul 29 de ani, PNL și PSD. Deci, în practică, noi plătim astăzi 1 miliard de euro pentru vaccinul pe care nu o să le folosească nimeni niciodată. Păi nu că domnul Cățu nu-i bun ca premier, l-am și dat jos cu dumneavoastră. Asta este Ministerul Sănătății condus de USR. Revenim la discuția despre Constituție. Achiziția a fost făcută de premier. Erați acolo la Ministerul Sănătății, doamna Țoiu. Despre Constituție, e un principiu în programul de guvernare că și o eventuală revizuire a Constituției poate fi făcută dacă acest lucru este în interesul românilor. Când va veni acest moment? Se discută, să spunem, în literatura de specialitate despre un moment constituțional. Deci nu modificăm Constituția de fiecare dată când ni se pare că un articol rămâne în urma vieții.
Cum este, spre exemplu, avem un text în Constituție care vorbește de integrarea europeană a României. România are buletin de Uniunea Europeană de mult timp. Nu se pune problema de integrare. Deci, sunt texte rămase cumva fără viață. Dar asta înseamnă că să modificăm Constituția de fiecare dată când găsim așa ceva. Există un calendar? Se întâmplă această dezbatere? Se organizează anul acesta? Noi vom face anul acesta mai multe dezbateri despre Constituție în centre universitare. Dar nu cu un calendar de revizire a Constituției. Să introducem un alt subiect în discuție. Sau autoimpus, în care ne asumăm ca și coaliție de guvernare că în 6 luni vom veni cu o propunere în fața electoratului. În schimb, dacă, cum a zis și domnul Cazanciu, vor exista discuții care se impun a fi făcute, cum ar fi chiar regionalizarea, până la urmă este o temă extrem de importantă în momentul de față, cu siguranță în interiorul celor două partide se va lua o decizie și mai departe în coaliție celor trei partide, chiar pentru că suntem împreună și oricum, o revizuire nu poate fi făcută decât după discuții, spunem, largi în Parlament, unde toată lumea poate și trebuie să participe. Păi mai e o lună, iar apoi nu mai e muncă în Parlament. E vacanță parlamentară. Da, dar n-am spus nimic că o să facă cineva vreo dezbatere în Parlament în perioada următoare. Nu știu că e folosit doar ca declarație. Vreau să ne uităm și înspre. Dar cred că Alina Gorghiu a spus într-un context legat de istoria PNL și vorbea de Constituția din 1923, pornind de la acel moment care a fost un moment, să spunem, important în istoria PNL. Și vreau să ne lămurim cu o chestiune. Primarul sectorului 4 cere guvernului bani pentru a-i despăgubi pe victimele și familiile victimelor de la colectiv și supraviețuitorii de la colectiv. E normal să se întâmple așa cum ajunge. Deci primăria e obligată prin instanță să plătească, primarul social-democrat se duce la guvern și cere bani. Primăria nu este înregistrată la PSD. Primăria este alocatorul din sectorul 4. Nu Daniel Băluț a condus primăria sectorului 4 când s-a întâmplat acea nenorocire. Daniel Băluț încearcă să găsească o soluție pentru ca acei oameni să primească acele despăgubiri la care au dreptul. Cumva își plătesc singuri daunele pentru că nu sunt inclusiv banii pe care îi plătesc ei pe taxe și impozite. Dacă vorbim de un buget public, e o contribuție generală. Dacă vorbim de o despăgubire pe care o să plătească cineva pe persoană fizică, atunci este altceva. Într-un fel sau altul, dacă a fost obligată primăria să plătească, primăria trebuie să plătească. Cei care vor primi aceste despăgubiri nu cred că sunt interesați că va plăti sectorul 4 sau guvernul. Dacă instanța a stabilit că au dreptul la această formă de despăgubire, în măsura în care, să spunem, această formă de despăgubire mai alină o formă de suferință cuiva. Da. Aici sursa banilor este într-adevăr mai puțin important decât faptul că banii trebuie plătiți, dar ce am mai discutat cu o parte dintre supraviețuitori și ce vor ei să fie foarte clar spus în spațiu public, este că pare că uităm că mai există și un al doilea dosar. Doar unul dintre dosare s-a închis, un al doilea dosar care merge sus pe ierarhia deciziilor până la nivelul Ministerului Sănătății și a Ministrului de la acea vreme și nu numai. M-aș bucura foarte mult ca primăria sectorului 4, fie printr-o finanțare de la Ministerul de Finanțe sau prin orice altă soluție, măcar acest lucru să reușească să-l închidă cât mai repede și supraviețuitorii victimelor de la colectiv să primească cât mai repede aceste sume de bani. Ar fi un gest mic, reparator, mai ales după un proces care a durat și a durat atâția ani. Din punctul meu de vedere, ar fi un lucru pe care ar trebui să încercăm. Despăgubirile vor fi plătite, având în vedere că în acest moment se vorbește de un buget greu încercat și de izbucnirea războiului și de crizele care au venit ulterior. Bun. Izbucnirea războiului nu are nicio legătură cu bugetul sectorului 4. La urmă, nu, dar cere bani de la guvern. Ce v-am spus? Și ziceam dacă banii ajung. Acum. Adică nu contează procedura. Nu contează procedura din perspectiva mea personală. Primăria sectorului 4 împreună cu Ministerul de Finanțe să găsească o soluție cât mai repede, în așa fel încât supraviețuitorii victimelor de la acest cumplit eveniment care a fost colectivul să-și primească cât mai repede sumele de bani înapoi. Tudor Polac din partea PNL, Oana Țiuie din partea USR, Robert Cazanciuc din partea Partidului Social Democrat. Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră și că ați acceptat invitația noastră. Se încheie aici Studioul Politic. Cu mine vă revedeți de la fix. Începem cu știrile zilei atunci.